Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Tatiana Gherța. Începe Moldova în direct. Vrem dezvoltare, vrem drumuri bune, vrem rețele de apeduct și de gaze naturale, doar că pentru toate acestea nu ne ajung resurse. Este realitatea cu care se confruntă zi de zi autoritățile publice locale. Totul pornește de la distribuirea resurselor financiare. Majoritatea banilor acumulați din taxe rămân la administrația centrală, iar foarte puține ajung la apeleuri. Din acest motiv, primăriile se confruntă cu o lipsă acută de profesioniști, iar cei rămași ridică un salariu de puțin peste 4.000 de lei, altfel spus, fac voluntariat, mai spun primarii. Dezvoltăm subiectul și căutăm soluții în cadrul ediției de astăzi, împreună cu directorul executiv Calm, Viorel Furtui. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Președinta Comisiei Parlamentare a Administrației Publice, deputata PAS, Larisa Voloh. Bună seara, doamna Voloh! Bună seara, bine v-am găsit! Și primarul orașului Leova, Alexandru Bujorean. Bună seara, domnule Bujorean! Bine ați venit la Moldova în direct! Bună seara, bine v-am găsit! Ca de obicei, doamnelor și domnilor, ne puteți urmări și online pe trm.md, dar și pe pagina noastră de Facebook, Compania Teleradio Moldova, acolo unde, sigur, puteți să interveniți și cu întrebări, dacă le aveți, față de invitații noștri. Așadar, începem discuția din această seară, de fapt, cu pasajul de mai sus pe care l-am spus în intro-ul acestei ediții, și anume faptul că avem foarte multe dorințe de a dezvolta până la urmă țara noastră, dar totul pornește nu doar de la ce se întâmplă în capitală, da? De la autoritățile centrale, dar și de la cele locale. Practic, de acolo ar trebui să înceapă totul. Sau așa ar fi logica evenimentelor, dar asta nu se întâmplă și din acest motiv vă întreb care este punctul zero în procesul de dezvoltare a țării, domnule Furtui. Cum vedeți dumneavoastră? În primul rând vreau să încep cu faptul că de 30 de ani în Republica Moldova noi tot căutăm diferite căi de dezvoltare a țării. Sau am trecut prin foarte multe lucruri, am avut multe programe, strategii, planuri de dezvoltare, unele mai bune, altele mai puțin bune, dar n-au lipsit din acest punct de vedere. În același timp, în contextul temei discuției noastre de astăzi, a rolului și locului administrației publice locale, a dezvoltării locale, odată menționat acest fapt, se observă o anumită lipsă de atenție suficientă. Pentru că, într-adevăr, toată dezvoltarea, sau orice dezvoltare a unei țări, începe cu comunitățile locale. Oamenii simt careva schimbări spre bine în țară atunci când se schimbă lucrurile la nivel local. Când, cum ați menționat și de la bun început, când în localități apar drumuri, iluminat, strada, apă, canalizare și așa mai departe. Cred că aici este cea mai mare paradigmă, să-i spunem așa, sau punctul zero de la care trebuie de pornit și care, din păcate, repet, a fost pe parcursul de anilor aceștia de independență a Republicii Moldova, într-o anumită măsură neglijat. Practic tot ce s-a încercat în Republica Moldova să se facă până nu de mult, să-i spunem așa, cu unele excepții, sigur, s-a încercat această dezvoltare a țării cumva doar de sus în jos, de la centru spre, eu știu, jos, dacă putem spune, în cazul dat să folosim termenul acesta de jos. În același timp, o enormă energie care există la nivel local, care se manifestă sau pe care o reprezintă aleșii locali, primarii, dar și cetățenii, colectivitățile locale, practic se poate dispus că într-o anumită măsură a fost în umbră, n-a fost folosită. Dar să știți că întotdeauna autoritățile locale, primarii, consilierii, dar și grupurile acestea de inițiative a cetățenești, întotdeauna la o anumită etapă doresc să schimbe lucrurile spre bine, doresc să-și dezvolte satul, orașul, dar iată cum s-a menționat astăzi, întotdeauna a existat această barieră. Pe de o parte există o energie și dorință de a dezvolta de jos, pe de altă parte toate resursele, instrumentele, posibilitățile de a dezvolta satele și orașele noastre întotdeauna cumva erau condiționate într-un anumit sens și concentrate la nivel central. Și de aici sunt și toate aceste probleme care noi le vedem astăzi referitor și la dezvoltare locală și dezvoltare în genere a țării, ceea ce noi credem că cu siguranță trebuie de schimbat. Da. Doamna Voloh, dumneavoastră din 2007
până în prezent ați deținut funcția de primar al satului Palanca din Ștefan Vodă. Așadar, nu din auzite cunoașteți toate problemele autorităților publice locale. Din acest punct, și iată o continuare cumva a ceea ce a spus domnul Furdui, pentru că pentru unii este o normalitate să aibă, de exemplu, apă în casă, să aibă toate utilitățile respective. Iată că pentru alții, din sate mai exact, este o dorință la care, din păcate, foarte greu se ajunge de a fi implementate aceste prevederi cumva umane până la urmă. Dumneavoastră, cum considerați și de unde trebuie să pornim acest punct de dezvoltare, iată și a localităților până la urmă, care sunt uitate, din păcate. Da, bună seara încă o dată. Este adevărat, eu la fel ca și colegii mei, care suntem membri ai Comisiei Parlamentare Administrație Publică, venim din administrația publică, din nivelul 1, din nivelul 2, avem și colegi care au activat în cadrul Consiliului Municipal Preturilor din municipiul Chișinău. Cunoaștem cu adevărat care sunt problemele cu care se confruntă localitățile noastre. În același timp, trebuie să recunoaștem că chiar dacă Republica Moldova nu este un stat mare, dezvoltarea nu este una uniformă. Iar situația diferă de la caz la caz, de la localitate la localitate. Și în mare parte aceasta este generată și de capacitatea de administrare, de managementul pe care îl are una sau altă localitate, de resursele de care dispune această localitate, dar și de coeziunea comunitară, să zicem, pentru că trebuie să recunoaștem că soluționarea unor probleme comunitare ține nu neapărat doar de implicarea primarului, iar o autoritate publică locală subînțelege și activitatea Consiliului Local, dar și implicarea directă a cetățenilor. Cunoaștem că problemele la nivel local sunt multiple, în același timp avem exemple deosebite în localitățile în care prin implicarea cetățenilor, cu ajutorul finanțatorilor, donatorilor, s-au reușit rezultate foarte frumoase, excepționale. Avem exemple unicale la nivel de țară. Și aș enumera aici proiecte cum ar fi, de exemplu, proiectul Mă Implic, finanțat de Ambasada Elveției, care pe lângă infrastructură pe care, sau componenta de infrastructură pe care o dezvoltă, vine și cu o componentă de instruire atât a autorităților locale cât și a operatorilor, în cazul în care vorbim despre prestarea unor servicii la nivel local. Proiectul Comunitatea Mea, care de fapt în localitățile care a fost implementat acest proiect cumva a creat o coeziune între diferiți actori comunitari, cum ar fi societățile neguvernamentale, grupurile cetățenești, autoritățile publice locale, agenții economici, la fel proiectul Migrație și Dezvoltare Locală, care pune accentul pe dezvoltarea economică a localităților cu implicarea băștinașilor, atât a celor din țară cât și a celor de peste hotare, care vin nu numai cu donații sub formă de bani cash sau donații financiare, să le zicem, dar și cu expertiza și experiența lor pe care au acumulat-o în țările în care ei locuiesc. De aceea aș reitera că nu este neapărat momentul să vorbim doar despre probleme, dar să vorbim și despre soluții. Și acei care cu adevărat își doresc să-și rezolve problemele la nivel local caută aceste soluții. Da. Noi, pe platforma noastră parlamentară, putem veni... Da, o să vorbim veni... și despre platforma parlamentară ceva mai târziu, dar între timp aș vrea să includ aici în discuție și pe domnul Bordean și să vorbesc aici de ce atunci în anumite localități să reușesc anumite lucruri, chiar dacă sunt diferite probleme de ordin financiar, da? Mă refeream la acele taxe care majoritar ajung în bugetul de stat, dar nu sunt îndreptate către autoritățile publice locale. Da? Unele localități vedem că se descurcă și iată, datorită acestor programe, din păcate, care sunt, din fericire, da, dar de ordin cu suportul financiar al partenerilor de dezvoltare, da, din străinătate. Dar de aici nu vedem foarte multă implicare, să spunem, de la modul central, da, de la autoritățile centrale. Dumneavoastră, cum vedeți, iarăși, revin la prima întrebare, de unde pornim dezvoltarea?
Bine, au menționat colegii mei că ține foarte mult și de capacitatea celor care administrează sau coordonează activitățile în localități, dar ar fi mult prea riscant și mult prea subiectiv pentru o construcție statală să se mizeze doar pe calitatea oamenilor, care evident diferă în diferite instituții și nu este o excepție nici administrația publică locală. Dar pentru că venim de pe același segment și având aceeași experiență în același domeniu, cred că nu o să mint dacă o să spun că în administrația publică locală sunt cei mai pregătiți și conectați la realități, probabil funcționari și persoane dedicate care în mare parte fac voluntariat și o fac din entuziasm, nu pentru beneficii. Dacă privim și la sistemul de salarizare în sectorul bugetar și îndeosebi în administrația publică locală. Marea noastră salvare, dacă putem spune așa, sunt acele fonduri externe și acei finanțatori care vin în suportul localităților noastre și repară anumite carențe pe care nu le putem repara sau nu le putem depăși cu resursele locale, dar și cu cele centrale. Cred că totul începe de la abordare și de la noțiunea de administrație publică locală și cum trebuie privită administrația publică locală. În ultimii 2 ani de pandemie ne-am deprins cu un termen, prima linie. Păi iată, noi cei din administrația publică locală suntem și noi și facem parte și noi din prima linie, ținând cont de competențele și sarcinile pe care le avem, de cerințele pe de o parte din partea populației și de capacitățile reduse, inclusiv financiare și mecanisme administrative de care dispunem. Iată de ce noi mizăm foarte mult că vom avea parte de o deschidere din partea administrației publice centrale. Ne bucură faptul că în Parlament, în Comisia Administrației Publică și în general simțim suportul și aportul avocaților noștri, dacă putem spune așa, vocea administrației publice locale în persoana colegilor care au trecut prin administrația publică și cunosc specificul. Dar acest lucru nu este suficient pentru că schimbarea nu se face doar cu bunele intenții. Sunt niște propuneri concrete. Noi avem un angajament care până la urmă a fost asumat de mai mulți concurenți electorali și a fost semnat la nivel de congres a autorităților locale, dar evident că cerințele sunt la forța politică care a acces la guvernare, da. Și în cazul dat vedem o posibilitate mult mai facilă și mai rapidă inclusiv, pentru că e vorba de o formațiune politică, de o guvernare care își poate asuma anumite schimbări, care până la urmă vin în beneficiu cetățeanului direct și ele vor fi resimțite și respectate, apreciate, inclusiv prin prisma schimbărilor care vor fi făcute la nivel local. Domnule Bujorean, dumneavoastră ați marcat foarte important lucru, mi se pare cel puțin, că totul pornește de la abordare. Până acum sau până nu de mult, abordarea era din ce partid politic face parte un anumit primar. Dacă face parte din partidul care este de la guvernare sau care are mai multă putere politică la nivel central, atunci este bine și acela va beneficia de anumite resurse financiare sau de susținere, da? Pentru a realiza anumite proiecte în localitate. Acum, care este abordarea? Vă întreb. Bine, noi vorbim deosebit în această săptămână, se discută despre 100 de zile de activitate a guvernului. 100 de zile este o perioadă mult prea scurtă ca să poți întoarce munții, deosebit dacă reușim și din problemele care au apărut între timp, inclusiv criza energetică, dar în același timp 100 de zile sunt suficiente pentru a vedea care sunt prioritățile unei guvernări. Și o să fiu absolut sincer, am citit raportul guvernului și chiar am remarcat anumite lucruri bune, inclusiv pe palier local, dar nu am văzut niciun capitol și niciun subcapitol dedicat administrației publice locale, ceea ce nu pot spune că nu deranjează. Înțeleg că nici nu prea era ce de inclus în această perioadă scurtă. Noi am avut câteva întâlniri la nivel de Parlament, au mai fost colegi, au participat la întâlniri la nivel de guvern, de președinție. Am convenit să avem un dialog instituționalizat, să avem o foaie de parcurs, să consultăm documente de importanță strategică pentru țară, dar și pentru noi, cei din APL, inclusiv politica bugetar-fiscală. Vedem și apreciem și întotdeauna vom aprecia lucrurile bune care se fac și inițiativele pozitive, inclusiv cele care țin de defalcarea unor surse suplimentare din fondul rutier național către bugetele locale. Mai auzim și noi, așa cum se spune în termeni jurnalistici, din surse demne de încredere, că ar fi vorba și de o cotă parte din impozit pe venit a persoanelor juridice. Până la urmă, nu vorbim de, însuși de resurse financiare,
de capacități instituționale, de întărirea autonomiei locale, astfel încât problemele locale să fie soluționate mai ușor. Dar până la urmă, problemele locale se știu deja de ani de zile. Dumneavoastră, domnule Furduie, ați menționat la începutul acestei ediții că este vorba de 30 de ani, iată, de independență, care în fiecare an tot apar diferite chestii care, în funcție de terminologia legislativă sau dacă am face anumite modificări la acest capitol, s-ar putea rezolva foarte ușor. Doar că nu este, iată, această dorință politică până acum, să spunem că nu era acest lucru. Acum iarăși vă așezați la masa de discuții cu foi de parcurs. Deja bănuiesc că în acești ani de zile au fost deja bifate și punctate diferite aspecte care, iată, doar trebuie să fie implementate și votul în Parlament, de exemplu, și totul are să meargă înainte. Mai trebuie discuții, mai trebuie să mai fie, să fie așteptate anumite propuneri? Absolut corect. Ați menționat noi problemele acestea și în mare parte ele sunt cunoscute, în mare parte ele sunt cunoscute, de mulți ani le discutăm. Din păcate, într-adevăr, până nu de mult nu a existat o voință politică. În genere, și o înțelegere a importanței și necesității de a avansa pe acest domeniu, ca cum am mai spus noi cu ocazie, că fără administrație locală puternică, care este într-un anumit sens o aripă a îngenerii a unui stat, a unei administrații publice, este greu să realizezi niște obiective, greu să aduci țara acolo unde își dorește multă lume către prosperitate, către bunăstare și așa mai departe. Și în acest sens, într-adevăr, vreau să spun, până nu de mult, noi am avut o situație în care practic majoritatea lucrurilor care se mai făceau pe domeniul administrației locale, ele cumva erau impuse din exterior, de exemplu, că trebuie așa ceva de făcut pentru că ne cere cineva, că partenerii noștri de dezvoltare nu o să ne dea niște finanțare dacă nu avansăm și așa mai departe. Și asta este regretabil pentru că lipsa aceasta de înțelegere din partea factorilor politici. Și eu mă refer practic pe toată durata de existență a Republicii Moldova, asta a constituit o mare problemă și, repet, o mare frână în dezvoltarea Republicii Moldova. Ceea ce noi observăm astăzi, fără a lăuda, să-i spunem așa, noi vedem o anumită schimbare de abordare pe anumite sectoare, în partea anumitor cercuri guvernamentale inclusiv. Am văzut o anumită înțelegere a fenomenului dat. Cum a menționat și domnul primar, am avut această deschidere până când la nivel de declarații, la nivel de semnare unor acte, cu unele instituții ale guvernului destul de bine se discută pe direcția, să spunem așa, unor fonduri care să vină mai multe fonduri în domeniul administrației publice locale. Însă, cum iarăși s-a menționat astăzi, este poate încă de vreme să vorbim despre niște rezultate foarte concrete, dar noi cu siguranță cu toți așteptăm, să spunem așa, iată acum vine politica fiscală, bugetul pentru anul 2022, unde o să vedem foarte clar care sunt totuși intențiile reale a guvernării și dacă lucrurile și abordarea despre care a menționat și domnul Bujoreanu s-au schimbat cu adevărat și cu adevărat noi cu toți împreună suntem gata să avansăm sau să facem un salt calitativ spre o nouă etapă în care administrația publică locală va avea mult mai multe pârghii și posibilități de a avansa. Sunt da. În același domnule timp... Furtu, da. doar o clipă. Până în acest moment, cel mai probabil că ați mai avut astfel de întâlniri la nivel parlamentar, la nivelul executivului și cu alte conduceri, da? Și cu alți reprezentanți ai puterii. Se finaliza totul doar la discuții? În acele cazuri? Pentru că asta ar fi vreau straniu să vă spun că ca și aceasta să rămână doar la nivel de discuții. Da, lucrurile nu mai sunt într-o anumită culoare, da? Să spunem așa că pe parcursul ultimilor 10 ani, hai să spunem cel puțin, cu siguranță au fost și unele momente mai pozitive, au fost anumite realizări, să știți foarte bine, și cu fondul rutier, cu o parte a început să vină în administrația locală și mai multe, unele taxe, s-au rezolvat unele probleme.
Dar în esență, ca abordare, ca sistemică, totuși, într-adevăr, a lipsit această înțelegere profundă a necesității eliberării aceste energii care este în administrația locală, de acordării mai multe încredere în administrația locală, ca ea să pună umărul, de fapt, alături de administrația centrală, alături de guvernări, la soluționarea tuturor problemele. Din păcate, vreau să menționez că nu pot să nu atrag atenția asupra acestui moment, că în unele instituții ale statului și în prezent există o anumită așa reticență, spunem așa, sau neînțelegere a necesității de a comunica, de a dialoga, de a încerca, de a căuta soluții, dar nu de a veni doar cu niște, eu știu, unele motive de amânare sau de a, eu știu, incertitudini referitor la viitorul acestui domeniu. Și iată aici noi avem de lucru cu toții, pentru că s-a menționat doar, mai înainte s-a menționat despre faptul că practic foarte multe inițiative, idei, propuneri, recomandări foarte concrete, ele există. Ceea ce este nevoie în mare parte acum, ca toți actorii implicați de care depinde ceva în acest domeniu, să se așeze la o masă cu administrația publică locală și să continue o discuție și să găsească aceste soluții. Dar noi știm că cu siguranță că sunt inițiative, se lucrează în Parlament la unele inițiative și probabil doamna președinte vorbesc și să intervin în acest moment la doamna Voloh, dar aș vrea să ne răspundeți și dumneavoastră la o primă întrebare de la care am început discuția, și anume la faptul că până în acest moment, deci abordarea era legată de partidul din care face parte, spuneam, un anumit primar sau câți consilieri locali sunt dintr-un anumit partid. Și dezvoltarea localității depindea anume de acest factor. Acum, care este abordarea? Și cum o vedeți dumneavoastră, de fapt, să fie cea utilă și corectă? Trebuie să recunosc cumva că încercări de a deschide sau de deschidere față de autoritățile publice locale au fost anterior, anul 2019, am avut o lucrare foarte bună atunci cu guvernul Sandu, fără chiar să fiu învinuită de lipsă de modestie, dar asta este un adevăr, un fapt împlinit atunci, în momentul ce la taxa 100% din taxa de la persoanele fizice impozitul, a fost impozitul de la persoanele fizice a fost defalcat către bugetele locale, ceea ce de fapt a fost un sport destul de esențial și până în prezent este la creșterea veniturilor proprii către bugetele locale. De fapt, asta ne dorim în continuare, să avem o abordare corectă față de toate autoritățile publice locale, și dorința noastră mare este de a duce la finalitate o reformă a administrației publice care să vizeze în primul rând autonomia financiară, capacitatea fiscală, dar și procesul ăsta de descentralizare care cumva să debaraseze dependența financiară a autorităților publice locale de cele centrale. În acest context urmează să soluționăm niște probleme foarte importante care sunt astăzi, stau în fața noastră, cei ce ține de competențele. Deci diversificarea acestor competențe la nivel local, din nivelul 1, nivelul 2, nivel central, suprapunerea acestor competențe, deci nedelegarea competențelor fără acoperire financiară, pentru că este stipulat clar în lege că aceste competențe devin inefective. Deci ele nu pot fi realizate în deplină măsură atâta timp cât ele nu au acoperire financiară. La fel trebuie să revedem autonomia financiară, să creștem veniturile proprii și capacitatea financiară a autorităților publice locale, astfel încât ele să aibă capacitatea de a-și rezolva problemele locale în dependență de necesitățile pe care ele le au și de
valorificare eficientă a banilor care vin din partea contribuabililor. Oamenii să vadă la nivel local că autoritatea este capabilă să soluționeze, să presteze acele servicii de care ei au nevoie și cele care sunt strigente pentru această comunitate. În același timp, vorbim despre gestionarea corectă a resurselor pe care care sunt la nivel local și aici ne referim atât la patrimoniu, cât și la alte tipuri de resurse naturale, cum ar fi resursele subsolului, fondul apelor, resursele silvice, care ar putea aduce o plus valoare la bugetele locale, iar o gestionare corectă și o redistribuire corectă acestor impozite și taxe ar contribui la capacitatea financiară a autorităților publice locale. Da, doamnă Voloh, dar știm foarte bine, așa cum menționa de fapt și domnul Furdui, e mai devreme, dar și mulți alții cunoaștem foarte bine că și înainte de acest de noua sesiune de Parlamentul actual și înainte au fost deputați exact, care anterior au deținut funcția de primar și fiecare dintre primari sau colegii de Brasla aveau foarte mari așteptări de la aceste persoane, dar vedem că funcția de deputat cumva e îndepărtat de teritoriu. În acest moment întreb dacă care sunt prioritățile anume ale dumneavoastră. Ați menționat câteva dintre exact. Ele. Păi, și tocmai pe aceste domenii pe care eu le-am menționat, ele sunt cele prioritare și care stau pe masa de lucru a Comisiei Parlamentare Administrație Publică. Deci noi am venit cu un proiect de lege care prevede 100% din taxa pentru drumuri să fie direcționată către bugetele locale. Există deja o decizie politică în acest sens. Da, noi știm despre asta, ne-a vorbit și Ministrul Infrastructurii în cadrul ediției noastre despre asta și spunea că urmează, de fapt, să vină o decizie finală din partea Ministerului. Trebuie să se adreseze la Ministerul Finanțelor. Da, această inițiativă că a ajuns Inițiativa deja este înregistrată în Parlament și se discută deja prin comisiile parlamentare. Probabil că ea o să fie deci este aprobată. Inițiativa dumneavoastră, pentru că am văzut, sunt 4 inițiative, dintre care una dintre acestea este legată de taxa. Da, mi-așa colegilor mei, da. Este a dumneavoastră, deci. Să înțeleg că este separată de cea care vine de la Ministerul Infrastructurii sau cum, ca să fie mai clar. Noi venim cu o inițiativă legislativă din partea Comisiei, guvernul vine cu inițiativa, în plen o să decidem care din ele va fi una finală, dar important este că aceste că vor fi acceptate, nu? Exact, dar important este ca aceste defalcări să ajungă în bugetele locale, indiferent din partea cui vine această inițiativă, că vine din partea guvernului sau din partea deputaților. Important este finalitatea ca acești bani să ajungă în bugetele locale și să fie cumva valorificat în așa măsură încât infrastructura drumurilor locale să devină una mai accesibilă și mai bună și la nivel local. Și ca fiecare să achite această taxă, exact. Pentru că mai sunt și din cei care nu achită și se eschivează de la aceste plăți. Bine, domnule Bujorean, vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ați menționat mai devreme despre faptul că ați venit cu anumite propuneri și anumite soluții care, iată, odată implementate, ar putea să schimbe anumite lucruri la nivelul autorităților publice locale. Care sunt aceste soluții? Ele, de fapt, toate se reflectă în angajamentul lansat de CALM către încă în perioada preelectorală, dacă nu greșesc, la finele lunii mai 2021. Și la data din 1 iunie, dacă nu greșesc, colegul nostru, fost primar actual deputat, domnul Petru Frunză, a semnat acest angajament din numele Partidului Acțiune și Solidaritate, în care, de fapt, se conțin mai multe propuneri. Bine, noi înțelegem și conștientizăm faptul că nu toate aceste propuneri pot fi implementate într-o sută de zile sau chiar în primul an de mandat. Dar o deschidere și anumiți pași pe anumite aspecte cred că trebuie făcute. Unele chiar le vedem. Un aspect numai puțin important, care nu se reflectă până la urmă financiar, este și atitudinea față de aleșii locali. Stoparea tuturor tipurilor de controle abuzive, politizate, nejustificate. Vorbeam de fapt despre perioada anterioară, atunci când reformele în direcția APL se făceau sub presiune externă și chiar și partenerii noștri externi. Mă refer la anii nu atât de îndepărtați, 2016-2019, când sub dictatura unui singur partid, de fapt a fost subjugată autonomia locală. Bine, mulți din noi au fost vocali și în acea perioadă, dar mare majoritatea colegilor au fost constrânși și reduși la tăcere. Astăzi simțim o ușurare, o exprimare liberă din partea administrației publice locale a propriilor dureri și până la urmă a așteptărilor și doreanțelor
cetățenilor. Și vedem că acest lucru nu este catalogat cumva sau sancționat politic, inclusiv prin repartizare de fonduri. Unele aspecte ale acestui angajament nu vizează iarăși resurse. Noi conștientizăm în ce situație ne aflăm și din punct de vedere financiar, și nu doar noi, dar și țările din regiune, inclusiv în contextul crizei energetice, care a fost depășită, dar iarăși aici sunt mai multe aspecte care iarăși, dacă o să ne credeți, cad în capul administrației publice locale, pentru că mai ajung primarii să răspundă și de prețul la gaz și atunci chiar e diferit. Și dar atunci ce răspundeți dumneavoastră cetățenilor? Bine, noi pentru încercăm... că bănuiesc că până acum au fost și asemenea întrebări către dumneavoastră. Ce le răspundeți? Noi încercăm să explicăm că prețurile s-au majorat nu doar în Republica Moldova, dar și în regiune în general. Că o țară ca Republica Moldova nu își putea permite să declanșeze o luptă pe teren energetic cu aspecte geopolitice. Dar sper eu, ca și cetățean aici, că guvernarea și-a lăsat un termen ca și spațiu de manevră ca să depășim perioada rece a anului și ulterior să ne gândim pe parcursul timpului cu toți împreună cum să întărim sistemul energetic al Republicii Moldova, astfel încât să fim mai puțin dependenți de aceeași sursă care până la urmă avea până nu de mult și monopol în Republica Moldova. Și poate să revenim la masa de negociere. Dar da, este un alt subiect. Vorbeam despre mecanisme care nu prevăd neapărat resurse financiare. Spre exemplu, modificarea legii cu privire la salarizare în sectorul bugetar. Multe din administrațiile publice locale au venituri proprii care pot fi direcționate pentru stimularea specialiștilor care au salarii joase, pentru dacă să le raportăm la sarcinile pe care le execută. Asta nu prevede cheltuieli suplimentare pentru bugetul de stat. E vorba despre o modificare care ar permite primăriilor să stimuleze cumva, nu doar prin premiere, hai să spunem, din contul economiilor, din fondul de salarizare, așa cum este astăzi. Și alte aspecte care, până la urmă, țin de modificări. Noi... Da, aceasta este, de fapt, una dintre problemele care se confruntă fiecare localitate din țară, nu doar Leova, de exemplu, dar și fiecare sat și așa mai departe, pentru că am văzut aici chiar și declarația primarului din satul Cârpești, din raionul Cantemir, care la fel menționează, oferiți-ne această posibilitate, noi să achităm din veniturile proprii, să achităm salariul către funcționarii. Mai mult ca atât, vizează și funcționarii din administrația publică centrală, doar că în acel caz e vorba de resurse suplimentare financiare în bugetul de stat. În cazul bugetelor locale e vorba de pur și simplu dreptul la autoadministrare. Și aici chiar nu vedem o problemă. Da. În acest sens, într-adevăr, acum una din alte priorități despre care noi unele le-am discutat astăzi, le-am menționat mai înainte, cum creșterea bazei fiscale, taxa pe drumuri și așa mai departe, situația în domeniul cadrelor din cadrul administrației publice locale, dar și cele centrale, este extraordinar de gravă. Noi am văzut foarte, dacă ați atras atenție, cum la nivel central se caută specialiști, se fac anunțuri, angajări și așa mai departe, și lumea nu prea vine. Însă și doamna prim-ministru, într-un interviu, a menționat acest lucru, că nu prea vine lumea și, de asemenea, a fost, da, într-un anumit sens și platforma mirat. Da, de ce nu vine lumea? Dar la nivel administrației locale și mai complicată situația, cum a menționat domnul primar, o sumedenie de obligații neacoperite financiar. Câteodată eu mă gândesc, de ce face inspecția muncii în cazul dat, în ce sens? Că foarte deseori cei din administrația locală lucrează peste program, nefiind respectată legislația muncii în cazul dat, în tot ce înseamnă remunerarea, timpul liber, odihnă și așa mai departe. Deci e o problemă foarte gravă și vreau să spun că e un cerc vicios în acest sens. Pe de o parte, noi toți, ca cetățeni, vrem ca să beneficiem de niște servicii calitative, ca oamenii să aibă grijă de noi. Noi, ca, eu știu, reprezentanța administrației publice locale, dorim ca să avem specialiști de asemenea buni care să ne ajute să realizăm mandatul nostru, dar sistemul e așa construit că nu avem posibilitate, chiar dacă avem venituri proprii, nu avem posibilitatea să le utilizăm în scopul remunerare sau cel puțin la început păstrarea specialiștilor, pentru că aici e o fluctuație foarte mare de specialiști. Oamenii
acum problema spune, se pune nu numai de a aduce specialiști noi, dar cel puțin de a-i păstra. Sunt un deficit, e un deficit enorm pe toate categoriile. Contabili, ingineri cadastrali, specialiști pe probleme funciare și așa mai departe. Și asta toți cei de la care se așteaptă servicii. Și aici atrag atenție încă la un moment, că nu depinde chiar de mărimea localității. Oraș, sat, Chișinău municipiu sau cel mai mic sat cu cea mai mică populație, practic toți au aceeași problemă. Și aceasta e o problemă de sistem, care nu permite administrației publice locale normal să se dezvolte. Și iată, noi acest lucru încercăm să-l demonstrăm și colegilor noștri din administrația centrală, ca să, cel puțin la etapa aceasta, dacă din partea guvernului sau administrației centrale nu vin soluții în acest sens, ca să oferim această posibilitate, să ne oferim nouă libertate cât mai mare în ceea ce înseamnă politica de cadre. De ulterior să lucrăm. Vom afla la alte sisteme. Un comentariu de la doamna Voloh, cel mai probabil la acest subiect, dacă ar exista posibilitate în acest sens. Doar un pic aș vrea aici să-l întreb pe domnul Bujarean. Din câte persoane este formată echipa dumneavoastră în acest moment în orașul Leova? Angajați, subordonați primăriei sunt peste 200 de persoane, dar aparatul primarului e în jur de 20 de persoane. Și aici avem inclusiv și funcționari publici debutanți care cu un salariu net de 4.000 de lei nu au cum să supraviețuiască și să reziste prea mult timp în administrația publică. Iată de ce, de multe ori... Deci, cu 20 de persoane încă sunteți un caz fericit, dar este vorba și despre... Noi vorbim până la urmă de centru raional, dar noi trebuie să privim situația per ansamblu complex, pentru că atunci când vorbim despre reforma administrației publice, noi nu vorbim doar despre oferirea unor surse suplimentare de venit pe moment. Noi vorbim despre întărirea capacității în general și până la urmă de echilibrarea, pentru că avem zone care sunt cu mult mai sau mai slab dezvoltate decât alte regiuni și ele trebuie până la urmă echilibrate. Și aici nu putem miza doar pe competitivitate. Chiar și în această componență sunt anumite lipsuri, de exemplu, de persoane, de specialiști, da, care sunt, trebuie evident, să... Noi și astăzi nu avem angajat jurist în primărie. Și asta majoritatea orașului? Nu e vorba doar de suplinirea funcției, e vorba de angajarea persoanei cu suficientă experiență, iar o persoană care are suficiente cunoștință și experiență nu vine la un salariu de 4-5 mii de lei. Și atunci noi încercăm să stimulăm. Noi, spre exemplu, am aplicat sistemul ăsta de tichete de masă, ca să suplinim cumva, dar de ce trebuie să motiveze angajatul prin alimente când el are necesități firești, credite, servicii care trebuie achitate până la urmă? Uh-huh. Și sperăm mult că susținerea sau întărirea bazei impozabile și financiare a administrațiilor publice locale va veni paralel și cu aceste modificări. Noi le-am discutat inclusiv pe platforma parlamentară cu participarea domnului ministru a finanțelor, domnul Budeanschi. Și iarăși aici a apărut întrebarea, delimitarea clară dintre veniturile proprii ale administrațiilor publice locale. Care sunt acestea? Cred că nu se discută. Ceea ce noi administrăm la nivel de teritoriu și baza impozabilă pe care o avem, evident că trebuie să rămână în teritoriu. Noi nu cerem nimic mai mult decât ceea ce este al nostru. Doamna Voloh, aveți un răspuns la acest capitol și dacă este posibil să fie implementat? Exact, da. Noi chiar avem pe masa de lucru la comisie inițiative și care sunt țin de probabil modificarea legii 270 care prevede sistemul unic de salarizare la care se va interveni, dar probabil la nivel de guvern. Ceea ce putem face noi pentru colegii noștri din administrație publică este cumva să facilităm susținerea funcționarilor din primărie, a angajaților, a primarilor din fondul sau din veniturile proprii, și lucrăm acum asupra unei metode sau elaborăm un mecanism prin care am putea cumva ajuta ca primarii să-și poată motiva, pentru că este cert că funcțiile din administrație publică locală nu sunt competitive cu cele din privat, care sunt cu mult mai bine plătite, iar funcționarii noștri din primărie nu sunt mai puțin calificați decât cei din privat, de aceea este foarte important ca noi să creștem capacitatea lor, să-i putem menține în administrare, așa cum a spus domnul Furdui, cu atât mai mult
primăriile trebuie să aibă pârghii proprii de a atrage acești tineri în localități prin oferirea altor tipuri de susțineri, cum ar fi spațiu locativ, așa cum sau facilități de care beneficiază angajații din alte structuri ale statului, de exemplu, prin ce poate oferi la nivel de localitate autoritatea publică în momentul în care ea își dorește un specialist bine calificat, un specialist bun care poate aduce plus valoare instituției în care ea activează. Da, sunt niște soluții foarte bune, dar de ce sunt întărite în acest moment, iată, de inițiative legislative? Noi pregătim, suntem în procesul de pregătire a unor inițiative legislative cu care vom veni foarte curând și vom propune anumite soluții, poate temporare, până va fi elaborat sau vor interveni anumite schimbări la legea 270. Desigur că noi ne dorim foarte mult să creștem capacitatea fiscală, dar în cazul ăsta este cert că nu toate autoritățile publice locale vor putea beneficia în măsură egală, pentru că veniturile proprii sunt diferite de la o comunitate la alta și aici iarăși de nou depinde de ceea ce am spus noi anterior, de modalitatea în care își poate organiza managementul o autoritate publică locală sau alta. Așadar, domnule Furdui, se pare că se mișcă un pic carul din loc și dacă cel puțin se discută la nivelul Comisiei Parlamentare, iată, astfel de soluții care vin de ani de zile de la dumneavoastră, de la primarii din teritoriu. Bine, cum am mai menționat, ideile acestea de mai de mult timp se vehiculează. Nouă dată noi am venit cu mai multe idei și propuneri în vedere Congresul Autorităților Locale. Cu siguranță, ceea ce a menționat doamna președinte, într-o anumită măsură, sună optimist și noi foarte mult sperăm că domnii o să reușească prin experiența sa și de convins și nu neapărat eu, întreaga echipă, toată echipa, cum s-a menționat aici din administrația care locală. Dar noi mai mult vreau să spun că mizăm foarte mult pe că deja noi cei din Republica Moldova și la nivel de parlament, și la nivel de administrația locală, și la nivel de guvern, mai ales că foarte multă lume în această guvernare, atunci mai ales când erau în opoziție, manifestau această înțelegere pentru sau dedicație pentru administrația locală, cu inclusiv prin mai multe inițiative. Deci noi foarte mult sperăm, dar nu numai guvernare, dar și opoziția, în principiu a ajuns la o înțelegere că este nevoie de a avansa pe domeniul administrației locale. Este nevoie de a acorda cât mai multă libertate, cât mai multe posibilități, ca autorități locale să devină un actor mult mai important decât a fost până în prezent în tot ce înseamnă implementarea și politicilor statului în teritoriu, dar și satisfacerea nevoilor cetățenilor din teritoriu. Aici este cea mai mare problemă. Și dacă există această înțelegere pe care trebuie să fie, hai să spunem așa, manifestată prin acțiuni concrete, noi suntem siguri că noi cu toți împreună avem de câștigat. Are de câștigat populația că va vedea schimbări spre bine, are de câștigat administrația publică locală, deoarece iarăși va putea deja real, va avea instrumente și mecanisme de a implementa anumite angajamente. Și sigur că cei care sunt la guvernare și administrația publică centrală are de câștigat, deoarece în sfârșit o să-și vadă realizate obiectivele sale care își le pun. Pentru că noi am avut o experiență interesantă. Permanent, cei care erau la guvernare, mă refer la cei din administrația locală, într-un anumit sens, erau supărați. Supărați că cineva îi critică, că fac, că nu fac ceva, că nu implementează și întotdeauna aduceau ca argument cât muncim, cât facem, adoptăm cele mai bune programe, planuri de acțiuni, dar cetățenii nu înțeleg. Cetățenii nu îi apreciază și așa mai departe. De ce nu îi apreciază? Anume din cauza că undeva exista o ruptură, că la nivel local, administrația locală era lipsită de instrumentele necesare ca tot ce a fost elaborat la nivel central să fie implementat. Și iată, aici este, eu cred că, o cea mai mare problemă de a înțelege. Ați transmis acum mesajul deputaților, da, care erau... Nu numai deputaților. Exact, dar vorbim acum despre abordarea asta era. Și abordarea. Dar acum, care este abordarea cetățeanului simplu? De exemplu, el merge prin localitate și el vede, nu există iluminat stradal,
să o spunem așa, da? Nu avem drumuri bine făcute. Ce se întâmplă, domn primar? Iată, nici cu mașina nu pot să ajung pe strada cutare și să ajung pe dealul respectiv. Ce facem? De ce nu se face drumul ăsta? Care este răspunsul dumneavoastră în condițiile în care totul depinde și este legat una de cealaltă și inclusiv trebuie să fie realizat un proiect, inclusiv trebuie să fie găsită și finanțarea respectivă pentru realizarea unui proiect. De la aceste dorințe ale cetățeanului până la realizare, cum explicați că uite, trebuie să dureze o anumită perioadă sau iată ce trebuie să facem pentru ca să ajungem într-un final să avem și drumuri respective aici realizate și reabilitate, dar și iluminat stradal și așa mai departe. Condițiile pentru cetățeni să fie implementate. Eu constat cu bucurie că nivelul de cultură și de percepție a cetățeanului nostru crește și oamenii încep să înțeleagă tot mai mult care sunt capacitățile și posibilitățile locale și de ce factori depinde implementarea unor anumite proiecte care depășesc capacitățile locale. La acest capitol chiar avem înțelegere și comunicare. Noi veneam și ca și propunere în acel angajament ca să fie instituit un fond de garantare a contribuțiilor, astfel încât noi, cei din APL, depunând la finanțare pe anumite proiecte, dar neavând posibilitatea să acoperim acea contribuție, care în mare parte este obligatorie ca și condiționalitate impusă de finanțatori și de fapt este un lucru bun, care responsabilizează, vorbeam și înainte de emisiune, am avut careva angajamente că va fi un astfel de fond care până la urmă ar putea să dubleze, tripleze numărul de proiecte care ar fi implementate la nivel local. Și noi rămânem a fi optimiști și credem că această deschidere va avea un impact și mai mare și va fi resimțită și mai mult. Da, domnule Furtui, aveți un comentariu, iată, la ceea ce spuneam eu mai devreme, de la care este mesajul, de fapt, și întrebările care sunt puse de cetățean către autoritățile publice locale. Sigur, tradiția în Republica Moldova întotdeauna era... Eu, în primul rând, cred că voi da dreptate domnului primar în ceea ce a menționat, că cred că nivelul culturii, într-adevăr, crește și înțelegerea cetățeanului de cine și ce depinde în această țară. Deși se păstrează situația când toată lumea, la nivel local, se adresează la primărie, la primar, cu orice problemă și încearcă să le soluționeze, Dar noi observăm că tot mai multă lume, pe de-o parte se implică, vine cu contribuții la diverse proiecte, dar pe de altă parte începe să înțeleagă că, iată, de exemplu, în primării nu rămâne practic nimic din impozitul pe venitul persoanelor juridice, dacă se explică lor. Și atunci oamenii, aici și mediul de afaceri este implicat și oamenii încearcă să înțeleagă de ce și de unde vine această abordare că în administrația publică locală, la nivel local, nu rămâne nimic din faptul că anumiți agenți economici, folosind infrastructura, desfășoară activități, folosind drumurile, apeductele, eu știu, lumina, strada, beneficiind de serviciile, eu știu, nu rămâne nimic pentru dezvoltarea acestei localități. Și cu siguranță privirile se îndreaptă în direcția corespunzătoare și de ce, de exemplu, administrația centrală, guvernarea, admite astfel de situații. Sigur că mai este foarte mult de lucru ca cetățenii foarte clar să delimiteze toate competențele, obligațiile acestea care depind de administrația locală, cea centrală, și mai departe, că, repet, încă o dată, totuși, mare majoritate crede că totul depinde de administrația locală de nivelul 1 sau de primar. Dar se observă și această tendință, dar, repet, acesta încă e un motiv pentru aceea ca să existe deja o înțelegere și la nivel de administrație centrală că este nevoie de descentralizat, de transmis cât este posibil către administrația locală a unor pârghii, a mai multor pârghii, a instrumente, ca cetățenii să nu umble pe drumuri, sau autorități locale să nu cumva îndrepte, eu știu, toate săgețele în altă direcție și spună că de noi nu depinde. Din contră, cât mai mult trebuie de dat posibilități administrației locale ca ea să poată hotărâ problemele la nivel local. Și atunci, repet încă o dată, vor avea de câștigat toții. Pentru că, pe de o parte, noi suntem într-o situație când
în rezultatul unei centralizări excesive care a existat pe parcursul anilor s-a creat. Chiar noi am moștenit-o din fost sistem sovietic, această mentalitate de a centraliza totul, de a ține la nivel central. Ea nu permite nici administrației centrale să se focuseze pe niște probleme strategice, importante, care țin de politici. Și întotdeauna noi am văzut acest amestec din partea administrației centrale, la care se mai adăuga această politizare și în rezultat o ineficiență totală a întregului sistem. Nu numai că nu ajutau administrației publice locale prin acest amestec, dar în multe cazuri încurcau, inclusiv prin acele ce s-a menționat mai înainte, control abuzive, presiuni permanente, cerință aceasta, birocrație totală și așa mai departe. Deci este este nevoie de o înțelegere mult mai profundă a acestui fenomen de administrație publică, cum ea funcționează și o relație mult mai strânsă și dintre nivelul local și nivelul central, pentru că ele sunt foarte strâns legate. Și dacă nu o să fie această înțelegere, atunci iarăși noi permanent o să batem pasul pe loc în tot ce înseamnă dezvoltare. Da. Doamna Goloh, cum eficientizăm, iată, această activitate? Eu am să-mi permit să revin la abordare, pentru că, de fapt, asta a fost cheia discuției noastre. Și mă bucur că este o discuție optimistă și o discuție pozitivistă, să zicem. Ne axăm nu doar pe problemele care există, dar și pe soluțiile pe care... Exact, dar urmează. Dar prognozele sunt cele bune, pozitive. Consensul trebuie să existe atât între autoritățile publice locale și cele centrale și asta ar fi o înțelegere și o abordare dinamică a ceea ce vrem noi de fapt să facem, pentru că scopul nostru comun este de a îmbunătăți viața cetățeanului atât de la nivel local cât și de la nivel central. Dar consensul trebuie să existe și între cetățeni și cei care îi administrează, la fel și în baza unor acorduri sau parteneriate pe care pot să le creeze între ele comunitățile locale, în soluționarea unor probleme mai ample, pentru că s-a vorbit anterior despre faptul că există comunități mai defavorizate, cu mai puține resurse, cu mai capacitate mai mică, în același timp există anumite poli de creștere, comunități care au o bază fiscală mult mai bine pusă pe picior și prin asociere, prin crearea unor asociații de dezvoltare intercomunitară, prin crearea unor galuri sau diferite forme de asociere între diferite autorități publice locale, aceste probleme ar fi mai ușor de soluționat și în acest moment apare importanța acestui fond de susținere despre care noi vorbeam, un fond național de dezvoltare regională și locală, care ar veni în ajutorul autorităților publice locale în soluționarea acestor probleme, fie la nivel regional, acolo unde ele cumva se grupează pentru a soluționa probleme regionale de importanță regională, dar și pentru problemele mai mici sau problemele de interes local. Când vom avea un asemenea? Vorbim despre că este posibil. Este foarte aproape, deja avem un concept a acestui fond, urmează el să fie definitivat. Este deja și un aviz a calmului care a făcut cunoștință și veni cu anumite îmbunătățiri. Se discută și pe platforma Comisiei Parlamentare Administrației Publică. Ministerul Infrastructurii Dezvoltării Regionale este promotorul acestor modificări și acest fond, de fapt, va fi un fond care va susține atât proiectele cu finanțare externă, cât și proiectele care vor fi finanțate din sursele guvernamentale sau cele pe internă. Bine. Doamna Voloh, dumneavoastră menționați foarte mult despre importanța de implicării comunității în rezolvarea diferitor situații, da? Prin diverse forme de asociere, prin organizarea diferitor întruniri, dar să ne amintim foarte bine și nu este un trecut atât de îndepărtat despre faptul că, de exemplu, oamenii bifau realizările unui primar sau unui consilier local în funcție de bunurile sau veniturile pe care le încasau aceștia pe durata mandatului. De exemplu, că au anumite locuințe, casele și le-au făcut într-un anumit fel, că și-au achiziționat un automobil nou sau că și-au făcut drumul din fața casei și au investit pentru propria persoană. De aici vine întrebarea, s-au schimbat sau se schimbă aceste lucruri în societate și la nivelul autorităților publice locale? Pentru că oamenii s-ar putea să nu se încreadă, iată, în intențiile bune a conducerii, da?
de la primărie că vrea să facă anumite lucruri bune și uite, dacă ne vom implica și noi, atunci am putea să rezolvăm multe chestii. Deci atunci când vorbesc despre diferite forme de asociere, o spun din experiența proprie pe care am avut-o în calitate de primar. Pentru că eu, în calitatea de mea de primar, am fost membru a unui GAL. GAL-ul Lunca Nistru de Jos, pe care noi l-am creat în comun cu alte 7 localități din sudul Moldovei, raionul Ștefan Vodă. Și am avut avem în continuare o experiență foarte bună de atragere a investițiilor și de susținere din fondurile externe pentru dezvoltarea comunităților noastre, dar și de susținerea a agenților economici din localități, pentru că, de fapt, GAL-ul prevede asocierea a 3 factori. Deci, pe de o parte, sunt organizațiile neguvernamentale, autoritățile publice locale și agenții economici, care în comun încearcă să soluționeze niște probleme de interes comun. La fel, ca și domnul Bujoreanu, noi am fost membri ai Consiliului de Administrare în Consiliul Regional de Dezvoltare, Sud. Și acolo am văzut inițiative foarte bune și proiecte care au fost implementate prin asocierea și cooperarea mai multor comunități locale. Rămâne în continuare pe platforma Comisiei să revedem cumva forma de organizare juridică acestor asociații de dezvoltare intercomunitară. Astăzi legea prevede forma de societate pe acțiuni sau asocierea este cumva dificilă înregistrarea aceasta oficială, dar este o metodă foarte bună, pentru că de fapt ceea ce ne dorim noi este să creăm acele mecanisme și instrumente care să permită autorităților publice locale să se dezvolte, să-și crească aceste capacități, să rupă această dependență permanentă de bugetul de stat, de autoritățile centrale, pentru că nu trebuie să vedem pe baricade aceste două forme de administrare, cea centrală și cea locală. De fapt, doar în momentul în care vor exista interesul comun, și asta este interesul cetățeanului, coagulează activitatea celor două puteri, cea centrală și cea locală. Doamne Vârdu, eu am văzut că ați clătina din cap când am făcut anumite precizări sau mențiuni, de fapt, și de... Vreau să vă întreb de ce. Dar foarte scurt, foarte puțin și aș vrea niște concluzii. Dumneavoastră ați ridicat foarte bine și eu vreau doar să adaug la ceea ce l-a menționat doamna primar. Exact. Doamna președinte, respectiv. Noi, cu siguranță, există această problemă care ați ridicat-o dumneavoastră referitor la faptul că lipsa de încredere a cetățeanului sau poate ar exista unele semnale din partea unor reprezentanți administrației locale referitor la, eu știu, unele fapte sau aspecte ale activității sale. Dar eu vreau să vă spun că spre deosebire de alte nivele de administrație publică din Republica Moldova, anume autoritățile publice locale, anume primarii, ei au un anumit mandat de 4 ani în care trebuie să demonstreze încrederea cetățenilor. Și vreau să spun că din acest punct de vedere, dacă privim care este situația în prezent, este că sunt niște fapte confirmate prin diferite sondaje. Primarii și autoritățile locale beneficiază de cea mai mare încredere a cetățenilor din toate instituțiile publice ale statului. Se află la același nivel cu biserică sau după biserică. Aceasta vorbește despre mult. Asta vorbește despre, în același timp, un paradox. Pe de o parte, avem așa instituții, cum sunt autorități locale, care se dedică chiar în condițiile actuale, cu resurse mai puține, cu posibilitățile astea limitate, dar încearcă să schimbe lucrurile spre bine la nivel local, iată, ei beneficiind din încrederea cetățenilor. Pe de altă parte, iată, uitați-vă de ce trebuie schimbat situația aceasta, majoritatea instrumentelor, resurselor care există în stat pentru a schimba spre bine viața cetățenilor, el cumva îs la nivel central. Iată de ce noi în fond vorbim despre aceea, poate că a venit timpul ca să le corelăm încrederea cetățenilor în primari cu resursele și posibilitățile pe care ei le au. Aici, iată, este un argument. Da, vom face concluziile de recoare în cadrul acestei ediții, domnule Bujorean. Probabil că ați mai fi vrut să interveniți pe mai multe aspecte. Dacă le aveți, vă rog să le spuneți în acest moment. Iar ulterior să faceți o concluzie și să ne spuneți care sunt așteptările dumneavoastră, iată, în acest moment de la guvernare.
Noi suntem conștienți că 100 de zile și chiar un an, primul an de mandat, poate fi mult prea puțin pentru realizarea tuturor angajamentelor, inclusiv cele asumate față de Congresul Autorităților Locale. Dar vedem anumite mișcări și așteptăm ca să se dea dovadă de aceeași deschidere și să fie până la urmă instituționalizată comunicarea noastră, așa cum am discutat, ca să putem interveni foarte rapid pe anumite domenii. Pentru că noi nu apărăm interesele cuiva, noi venim și reieșim strict din interesele cetățeanului. Și așa cum a menționat și domnul Furdui, acest lucru se reflectă inclusiv și în sondajele sociologice. Ceea ce am constatat și am remarcat din 2019 și până în prezent, până în 2021, pentru că am avut trei tipuri de alegeri, e că clasa politică s-a schimbat, atât la nivel central, substituind o clasă politică putre de coruptă și care era văzută inclusiv și de partenerii și finanțatorii externi ca o clasă politică coruptă. Iată de ce resursele au fost direcționate către teritorii și pentru soluționarea problemelor cu care se confruntă cetățenii. Noi rămânem a fi parteneri și vrem să fim parteneri loiali și echitabili guvernării, atât timp cât suntem văzuți și noi într-un parteneriat durabil. Da, domnule Furdui, foarte scurt și apoi revenim la dumneavoastră. Eu, de fapt, domn primar mi-a luat ideile din gură, să spunem da, așa. Da, dar foarte scurt, eu asta vrea să atrag atenție. Congresul Autorităților Locale, administrația locală, într-adevăr, este o parte, o latură a administrației publice în general și suntem de aceeași parte a baricadei. Suntem parteneri și ceea ce nouă ne trebuie cu adevărat și ceea ce, din păcate, sunt unele întrebări referitor la acest aspect, este nevoie de o înțelegere a esenței acestui parteneriat și o conlucrare în continuare sistemică. Nu bazat pe relații, eu știu, individual, dar sistemică, pentru că a menționat și doamna președinte că sunt probleme pe ce sunt de finanță locale, sunt în domeniul asistenței sociale, sunt pe domeniul resurselor naturale, sunt un cumul întreg de probleme care s-au adunat până în prezent și noi trebuie sistemic să le discutăm. Deci noi avem nevoie acum cu toți împreună o abordare sistemică la toate nivelele, atât la nivel de guvern, cât la nivel de guvern, atât și la nivel de parlament. Și eu sunt sigur, noi vom putea să avansăm. Și deschidere și noi, din partea guvernării. Exact. Da, doamna Voloc, vă rog. Deci noi suntem conștienți de responsabilitatea pe care ne-am asumat-o și de angajamentele pe care le avem în fața cetățenilor, dar și în fața autorităților publice locale. Suntem deschiși total să conlucrăm în continuare și pe platforma Comisiei Administrației Publice suntem gata să avem întâlniri cu primarii, cu partenerii noștri asociativi, cu partenerii de dezvoltare și să dezvoltăm această reformă a autorităților publice sau reforma administrației publice, da, una care să fie cu o finalitate clară pentru atât pentru comunitățile locale, cât și pentru țară. Interes, vă mulțumesc foarte mult pentru deschiderea din această seară pe care ați avut-o în cadrul ediției și pentru telespectatorii care ne-au urmărit. Le mulțumesc și lor cu această ocazie. Vă mulțumesc, eu vă aștept joi tot aici, la aceeași oră. Numai bine!